Am revenit și, cum spuneam, domnul primar Costel Pistrițu de la Băilești a venit și n-a venit cu mâna goală. Niciodată nu vine cu mâna goală. Vorbim despre sărbătoarea Zaibărului și a Prazului. 19-20 octombrie este cea de-a 6-a ediție. Bună dimineața, bună, bine ați revenit la noi. Bună dimineața și tuturor spectatorilor, da, și telespectatorilor. Cu tâlvul frumos, frumos, dar cam ușurel, cam ușurel. Da, v-am adus puțin în miniatură, că dacă vă aduceam acel tâlg mare care are aproape 5 litri, trebuia să vă aduc și Zaibărul și oricum e foarte scump. Pe asta mă gândeam, că e cam ușurel, că e gol, la asta mă refeream. E foarte scump Zaibărul, deci a ajuns într-adevăr un brand, de fapt, din 2008, înregistrat la Osim. Și pot să spun că aceste culturi de viță de vie s-au diminuat de-a lungul timpului, pentru că știți și dumneavoastră, avem și o impunere așa la nivel de comunitate europeană. Zaibărul este între hibrid, este între nobil și sălbatic, deci este un hibrid. Cu toate că eu aș spune că foarte mult bate varietate mare din vița nobilă. Haideți să vorbim, dacă tot am arătat tâlvul, să vorbim despre el. Și e o operă de artă deja aici. Da, nu, Dumnezeu l-a construit așa cum arată și l-a dat oamenilor să-l întrebuințeze, pentru că la vremea când el era într-adevăr în, hai să spunem așa, mâna fiecărui țăran, nu existau pe vremea aceea peturi, sticle și toate celelalte. Este un recipient natural, deci crește exact, cum să vă spun, ca dovlecii, ca să înțeleagă mai toată lumea, numai că trebuie undeva la un nivel înalt, adică agățat, ca el să poată să se dezvolte. La maturitate, acum luna lui octombrie, se culege, este un soi de tâlv cu verde, vedeți, și cu galben, sunt și soiuri de tâlv numai galbene, dar acesta este un soi mai deosebit de tâlv. Poate fi folosit și în alt mod sau doar așa ca un recipient? Deci noi îl folosim oltenii, după ce îl curățim în interior, îi scoatem semințele, se opărește, după care se spune așa între ghilimele, se antifonează cu Zaibăr. Zaibărul este cel care, într-adevăr, în perioada asta când fierbe și băgat în el, elimină toate impuritățile și chiar pe interior rămâne negru. Zaibărul, dar poate fi bine și consumat, ziceați că mă seamănă cu dovleacul, poate fi consumat. Nu, de consumat nu. Este folosit, iar nouă ne place să le spunem, așa cum ziceam, zapelea, este un termosoltenesc. Chiar ține în momentul de față foarte mult la partea aceasta de izolare cu mediul înconjurător. De asta bătrânii și cei care mergeau la câmp îl foloseau și cu apă, în mod special, iar artelenii îl întorc invers și îl folosesc pe post de pipetă, așa, da? Da, introducându-l în butoiul de țuică, de palincă, ce mai au, și... Și cum îi zic ardelenii? Tâlv îi spun. Noi oltenii, da, tâlv se spune în general. Noi îi zicem troacă, mai arhaic așa. Tiugă mai spun, nu mai știu cine, dar în general... Eu de tiugă știu. Da, da. Nu știu cine spune tiugă, dar eu de tiugă știu. Iar eu știu, ridicat puțin la nivel național, zic eu, tot am zapele, al făcea, cum știți foarte bine, cu papornița și cu partea aceea de expresivitate în ajun de sărbători de iarnă, unde toată lumea aștepta atât papornița, atât Zaibărul, cât mai ales pe Amza Pelea, nu? Pe Neamărit. Așa este. Cine a realizat acest design în cadrul aici, casei, în cadrul casei de cultură Amza Pelea, avem un artist, Marin Pascu se numește, care într-adevăr din 2004 noi promovăm așa ceva. Și ne dorim ca pe mai departe acest obiect să nu dispară și să poată într-adevăr, de ce nu la un moment dat, să fie folosit, eu știu, de anumite persoane care îndrăznesc să-l ia cu dumnealor în vacanță și nu numai. Așa este, revenind la sărbătoarea Zaibărului și a Prazului, că nu se putea unul fără celălalt, cea de-a 6-a ediție, 2 zile, ce se va întâmpla în Băilești? Da, de fiecare dată am încercat să nu uităm partea aceasta de care vorbea întotdeauna Amza Pelea, pentru că nu suntem o localitate cu o istorie, să zic, arhitecturală sau eu știu altfel. Într-adevăr, Prințul Știrbei
se trage de acolo și sper că într-un viitor foarte apropiat să putem să promovăm și imaginea aceasta. Însă, se trage de acolo în sensul că a fost un conac unde dumnealui pe timp de vară venea la Băileș pentru că avea foarte mult teren și cultiva. Și nu în ultimul rând vreau să spun multora care nu știu că exista Bursa Cerealelor pe vremea când Prințul Știrbea era președintele Consiliului de Miniștri, 1905-1907. Revenind la ceea ce spuneți dumneavoastră, acest festival al Zaibărului și Prazului, unde, iar spun eu, Amza Perea este cel care l-a inițiat prin ceea ce a făcut, dorim să ne promovăm valorile locale, vorbim de partea de cultură, de interpreți muzicali, populari, mici actori și, cum să vă spun, dacă acea comunitate nu încearcă să-și promoveze valorile locale, atunci nu înțeleg de ce o face. Este un eveniment pe care băileștenii le așteaptă un an de zile? Foarte mult, foarte mult. El începe cu, haideți să spunem așa, o simbolistică, pentru că nu se poate da acestui concurs de Zaibăr, că la un moment dat ajungem la partea, eu știu, interesantă, să zic așa, unde toți băileștenii care doresc și mai au cultivat vița Zaibăr vin să candideze ca și, eu știu, concurent pentru cel mai bun Zaibăr al anului 2013. Va fi un astfel de concurs acum? Da, din anul 2008 avem acest concurs. Cine juriu? Cine spune care experți, e îl mai bun Zaibăr? Sunt trei oameni care au plecat la drum, trei, spun eu, oameni deosebiți. Este vorba de domnul Giugea, care îl știți foarte bine că da. E în domeniu și dumnealui întotdeauna a fost președintele juriului. Postul prefect de Dor, Nicolae Giugea. Da, și mulțumesc, și duminică va fi din nou alături la 6-a ediție. Un domn de la Direcția Agricolă, Grigore Ștefan, care și dumnealui inginer agronom specializat pe viticultură, și un alt inginer din zona noastră, pentru că trebuie să avem și noi, de ce nu, un inginer de la noi din partea aceasta a Camerei Agricole de la Băilești. S-a întâmplat să câștige aceeași persoană mai mulți ani? Da, culmea a fost că 2008-2009 s-a câștigat de către o singură persoană, un anume domn din Băilești, Marcel Vădeanu, după care 2 ani la rând a câștigat un alt domn din Băilești. Anul trecut a câștigat altcineva și sunt curios și eu anul acesta să vedem dacă se confirmă din doi ani. Da, partea aceasta de... Acum vreau să vă spun că la acest concurs se merge în felul următor. Amza Pelea, cum nu se putea, se merge la casa lui Amza Pelea, la casa memorială, în jurul prânzului, că așa este normal. Și un sobor de preoți sfințește Zaibărul lui Neamărin, pentru că ideea a fost că Neamărin, Amza Pelea, dă startul acestui festival. Și cum îl dă? După ce se sfințește acest Zaibăr, se urcă în carul alegoric, așa făcut de noi, cu cei îmbrăcați național și cu cai și cu tot ce este, și se merge în zona de centru unde se ține concursul și Amza Pelea, depunând butoiașul cu Zaibăr, dă binețe concursului și începe concursul. Este și mesajul pe care eu am vrut să-l dau generației tinere și să nu uite lucrul acesta, pentru că de ce nu, Amza Pelea e întotdeauna cu noi, și dacă nu era Amza Pelea, poate Băileștiul era foarte puțin cunoscut. Și totodată mi-aș permite să vă mai spun, din anul 2008, când am început, am încercat, cel puțin eu ca și reprezentant al autorității, să implic și generațiile tinere în acest festival. Cum? De fiecare dată noi am ținut ziua recoltei odată cu Festivalul Zaibărului, unde în piața agroalimentară se fac expoziții cu legume și cu produse agroalimentare, și i-am implicat pe toți, spun eu, care și-au dorit, profesori, directori, să facă o expoziție cu vânzare de preparate făcute de copii, atât cei de la liceu, cât și cei de la școlile generale. Și să vedeți ce forfotă mare este în momentul de față, că fiecare încearcă să-și pregătească o cu totul altfel, eu știu, de expoziție decât celălalt. Și să știți că chiar s-au vândut, ei sunt și vânzători, ei sunt și producători, și cu ocazia asta... Și motivați să meargă mai departe, exact, pentru că determinăm să ia viața în piept. Și văzuți, exact. Mai primești și bănuți și așa să motivați să ducă așa tradițiile este. Mai departe. Spuneați că vor fi și momente artistice, cine sunt cei care vor cânta? Da, aș ține puțin surpriză așa, pentru că nefiind profesioniști, știți cum e la noi, până nu vedem după nume, așa.
Dar eu cred că îi aștept cu drag pe toți, pentru că e normal și firesc să fie cu adevărat o surpriză. 19-20 octombrie, a 6-a ediție a sărbătorii Zaibărului și a Prazului. Ne-ați adus aici și niște embleme. Și da, este steagul autorității publice locale și este promovarea pe care noi o facem de ceva timp la nivel național și nu numai. Și sperăm ca ceea ce există pe acest steag al nostru început. Explicați-ne puțin. Deci, în primul rând, Câmpia Băileștilor face parte din Câmpia Română, e nucleul Câmpiei Române. Acest soare unde la Băilești există partea aceasta de căldură, de sensibilitate, să zic, a naturii, că fără soare nu putem trăi. După care acea parte de spic cu cele care sunt acele pământuri mănoase de care vă spuneam, nucleul Câmpiei Române. Da. Mijlocul este apa, cum spunea Amza Pelea, că majoritatea îl întrebau pe Amza Pelea: băi, dar voi ce aveți, mă, la Băilești, din ce știu eu? Că răspundea Amza Pelea. Și le spunea că de fapt prin Londra trece Tamisa, prin Paris trece Sena, prin București trece Dâmbovița și voi vin la Băilești să vedeți că prin Băilești trece râul Balasan. Și acea apă este râul Balasan, iar jos este protectorul orașului Sfântul Gheorghe. Și aici? Da, sunt cele 5 turnulețe care reprezintă partea de municipiu, pentru că municipiile au 5 acele turnulețe și dacă a dat bunul Dumnezeu ca din 2001 Băileștiul să fie primul municipiu și cum îmi place mie să-l promovez, spun că este primul municipiu din județul Dolj și îmi cer scuze, craiovenii spun nu, Craiova este primul municipiu și eu spun da, dar nu intră cu noi în competiție pentru că e municipiu reședință de județ și noi suntem primul municipiu, așa că ne mândrim că suntem și noi alături de acest municipiu mare reședință de județ Craiova și mulțumim autorităților și tuturor, pentru că trebuie așa, nu, să promovăm și să dea bunul Dumnezeu să fie capitală, așa cum ne-o dorim, culturală, capitală, Craiova culturală, și noi, da, cei mici, să sprijinim și noi aceste activități, pentru că la urmă mici, dar puternici. Noi v-am apreciat și vă apreciem în continuare pentru energia pe care o aveți și pentru faptul că mereu încercați să faceți ceva și să aduceți ceva nou și că proiectele pe care le-ați început le-ați dus mai departe, cum este și această sărbătoare a Zaibărului și a Prazului. Să le mai spunem celor ce ne urmăresc și de prin alte zone, așa în încheiere, ce înseamnă de fapt Zaibăr. Deci, în primul rând, de unde vine termenul în primul rând, acest soi de viță, din ce știu eu și din istorie, vine... Deci este un soi de viță. Da, se numește Sable, de fapt, dar noi românii, cum ne place să facem, eu știu, o denumire românească, de la Sable a ajuns Zaibăr și a venit în perioada aceea când vița de vie nobilă era lovită de filoxeră, o boală care usca foarte multe podgorii, foarte multe zone. Aducând-o din afară, Zaibărul, într-adevăr, a fost soiul care s-a adaptat cel mai bine pe zona aceasta a Câmpiei Române. Și vreau să vă spun că nu cred că există vin, că să știți, foarte mult contează pământul la vița de vie. Unele terenuri se acide, altele nu. E mai nisipos în zona aceasta, este special pentru Zaibăr, cum s-a și întâmplat și cred că, într-adevăr, acest gust al vinului de Zaibăr nu-l are niciun alt vin și ne mândrim și așteptăm pe toți care doresc să vină porțile deschide. Lucian, tu ești din Băilești, nu? Și o să fie acolo, dar la concurs intri cu Zaibărul? N-ai câștigat nimic. Poate anul ăsta, cine știe. No, de anul ăsta dorim. Noi zicem că e bun Zaibărul lui Lucian, l-am încercat. După acest an ne mai dorim... Mai mult Marian decât eu. După acest an ne dorim ca la 7-a ediție să încercăm să polarizăm puțin și zona Băileștiului, de ce mai există comune cum este Galicia Mare, cum este și la Rast, Galiciuica, care m-au soiuri de saibă și o să introducem într-un concurs extra băileștean și pe dumnealor ca și, eu știu, zonă limitrofă Băileștiului pentru acest saibă. Dacă asta v-ați propus, eu sunt convinsă că o să și faceți așa. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Mult succes în tot ce faceți. Cu drag la Băilești. Și încă o dată felicitări pentru ce faceți în Băilești.